Bună, eu sunt Amelia, bine ai venit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un clip de produse terminate, deci un empties, și m-am decis să fac un clip cu produse terminate pentru îngrijire personală. Am destul de multe de produse terminate și pentru îngrijirea casei, dar m-am decis să fac două clipuri separate și voi începe cu acesta, cu produsele pentru îngrijire personală. Aceasta este cutia în care am strâns eu produsele. Menționez că sunt produse care sunt începute nu doar luna aceasta, adică nu doar în luna februarie, ci sunt produse începute simultan, folosite simultan, atât cele pentru corp, cât și cele pentru ten, și veți vedea și foarte multe produse care sunt mini size, produse din acestea micuțe, pentru că cele mai multe dintre ele provin din calendare advent, din diverse beauty box-uri sau diverse seturi cumpărate. Bun, haideți să începem. Eu voi lua cutia lângă mine. Voi începe cu recipientele puțin mai mari. Acesta este un gel de duș de la Oriflame din gama Discovery, Task în Sunset, la 750 de mililitri. E dintr-o ediție mai veche. Mi-a plăcut foarte mult acest gel de duș și l-am folosit nu doar ca și gel de duș pentru corp, dar ca și gel pentru curățarea mâinilor. De obicei asta fac cu aceste geluri de duș care sunt la o cantitate atât de mare. Mai departe avem un săpun lichid de la Dove, din acesta cu pompiță, la 250 de mililitri. Ne place acest gel de curățare a mâinilor, doar că mi-ar fi plăcut să fie puțin mai dens la consistență. Apoi tot un gel de curățare a mâinilor. Este acesta de la Balea cu clementine dulci, a fost foarte drăguț, a fost într-o ediție limitată la 500 de mililitri. Pe acestea de la Balea le cumpăr mai tot timpul pentru că sunt și la un preț acceptabil, accesibil, și sunt cu diverse arome foarte plăcute, doar că mi se par destul de lichide, nu sunt foarte groase, cel puțin acestea din gama aceasta Balea. Dar tot timpul le cumpăr și le voi cumpăra cu siguranță, pentru că de fiecare dată când mă duc în DM, achiziționez măcar un gel de duș din acesta. Gel de curățare a mâinilor, scuze. Apoi, un deodorant favorit. Acesta este chiar un favorit de-al meu și tot timpul îl am în casă, nu-mi lipsește, îmi place să îl pulverizez din când în când și de obicei cred că folosesc cam unul pe lună, dacă nu poate chiar mai mult, dar unul pe lună cu siguranță și mă asigur ca niciodată să nu-mi lipsească mirosul. Da, cred că nu este unul iubit de toată lumea, dar mie oarecum mi-aduce aminte de copilărie și atunci îmi place din când în când să-l simt. Mie mi se pare că miroase destul de proaspăt, dar acum depinde de fiecare. Așa, mai departe avem un deodorant 0% aluminiu de la Balea din gama aceasta parfum deodorant Pink Blossom. Mulți spun că acesta seamănă cu La Vie Belle de la Lancôme. Eu spun că se duce, dar într-adevăr ca și aromă în direcția aceea, oarecum să zicem. Dar eu nu pentru asta îl cumpăr, îmi place, chiar îmi place cum miroase. Apoi, am un balsam pentru păr de la Oriflame din gama aceasta Botanicals. Un balsam reparator, vegan, nu știu dacă îl mai cumpăr, am avut și șamponul din aceeași gamă. Dacă vă plac produsele cu miros puternic de plante, atunci cu siguranță vă va plăcea și acesta. Mi-a plăcut, dar nu într-atât de mult încât să zic că îl voi mai cumpăra. Poate îl voi mai cumpăra dacă îl voi găsi la o super reducere prin catalog. Apoi, acesta este un recipient de bețișoare din acestea pentru curățarea urechilor, le folosim noi de obicei, de la Sien, de la Lidl. Mie îmi plac acestea foarte mult, îmi place foarte mult și ambalajul, astfel că nu se deteriorează, pot să le păstrez tot timpul aici în siguranță, nu-mi plac acelea la punguță și îmi plac și bețișoarele, sunt din plastic, dar îmi plac pentru că sunt destul de tari și nu se îndoaie atunci când le folosesc și tot timpul pe acestea le folosesc, de obicei când mă duc cumpăr
măcar două recipiente din acestea. Apoi am o cremă pentru mâini de la L'Occitane, din aceasta cu floare de cireș. A fost la o cantitate micuță, de 30 de mililitri, destul de drăguță, dar nu o voi mai cumpăra. A fost dintr-un calendar advent, dar nu o să mai specific asta, pentru că v-am zis, foarte multe produse din acestea mini pe care le veți vedea, și nu numai mini, sunt din calendare advent. O loțiune de corp de la Sabon cu Yasomie, aceasta mi-a plăcut foarte mult și încă o mai am. Este destul de delicată, intră rapid în piele, eu am folosit-o atât pentru corp, dar am folosit-o și ca și cremă de mâini. De obicei cam asta fac cu cremele pentru corp, le folosesc și pentru mâini, când am chef mă dau doar pe mâini cu ele. Un mini ulei de duș tot de la Sabon cu paciuli, lavandă și vanilie. Îmi place foarte mult. A fost într-o cantitate din aceasta micuță. Este aroma mea preferată de la Sabon, mai ales pentru zilele friguroase. O pastă de dinți de la Elmex pentru copii. Aceasta este una dintre preferatele din ultima perioadă ale fetiței mele. Apoi, de la Clinique, am un make-up remover pentru ochi și pentru buze. Take the day off, este varianta lichidă. Nu pot să zic că mi-a plăcut în mod deosebit, astfel încât să cumpăr recipientul mare. Mi-a plăcut, l-am folosit, dar cam atât. De la Oriflame din gama Novage am avut acest borcan a nu știu câta oară, cred că a treia sau a patra oară, cu capsule din acestea. Am păstrat o capsulică ca să vă arăt. Aceasta este capsula care este plină cu un complex de uleiuri. Practic e o cremă, ca are consistența unei creme, soluția din interior, și pot fi folosite pe ten. Eu le foloseam atât pe față cât și pe gât. Sunt 60 de, dacă nu mă înșel, sunt 60, nu, 30 de capsule. Sunt 30 de capsule aici în acest recipient. Când le găsiți la ofertă, sunt foarte bune la preț și chiar vi le recomand, sunt foarte bune. Au o textură catifelată și lasă pielea catifelată. Apoi, am un ambalaj din acesta de șervețele umede. Bineînțeles că noi am folosit mai multe pentru diverse scopuri prin casă, dar doar pe acesta l-am păstrat. Un pachet de șervețele de machiante de la Nivea. Acestea mi-au plăcut foarte mult. Sunt cu apă micelară și sunt foarte, foarte plăcute. Mai folosesc câteodată din acestea. Când ajung acasă, prefer să dau primul strat jos de machiaj câteodată, nu tot timpul, cu acest șervețel, și apoi vin cu următorii pași de machiere. Am și acest ambalaj de la Septona, dar bineînțeles că n-am folosit doar unul. Nouă ne plac foarte mult aceste șervețele umede de la Septona, fie că este varianta aceasta pe verde sau cea pe portocaliu, și de obicei le iau din Kaufland când sunt la promoție pachete, sunt într-un pachet 4 și le iei la preț de 2. Deci de obicei așa le iau, pentru că mi se pare o afacere mult mai bună. Apoi am două pachete de dischete de machiante, unul de la Ebelin, da, din DM, cu 140 de bucăți, 100% bumbac. Și acestea sunt din Kaufland, de la Bevola, 120, tot la 100% bumbac. Mai am niște șervețele de machiante de la Bevola din Kaufland, dar pe acestea nu le-am folosit pentru ten, le-am folosit pentru diverse activități. Pentru a șterge diverse prin casă. Apoi am, ca și măști, am această mască de la Balea pentru ochi. Drăguță, dar nu știu dacă voi mai cumpăra. Încerc
să diversific măștile pe care le folosesc, deși de multe ori cumpăr aceleași măști, dar încerc să mai au și altele diferite. Apoi o am pe aceasta tot din DME cumpărată de la Muju, cred, Sweet Animal Mask, are acest imprimeu pe mască, practic ești ca un unicorn, mă rog, drăguț, o mască ok, nu ceva extraordinar. Apoi am o mască pentru buze de la Star Skin, pe acestea le am de obicei de pe la Douglas. Ok și aceasta, dar da, îmi place și le folosesc. Aceasta mi-a plăcut foarte mult de la Pathology. Sunt două patch-uri din acestea pentru ochi, pentru zona de sub ochi și chiar m-am simțit foarte bine după ce le-am folosit. Chiar lăsau pielea puțin mai netedă, pielea de sub ochi. Apoi am un săpun de la Oriflame, din acesta solid, 75 de grame, de la Love Nature cu mentă și cu zmeură. Nu știu dacă se mai găsește acesta, eu l-aveam într-o ediție mai veche și l-am folosit și e foarte plăcut. Și îmi place că acesta nu se topește, mai sunt unele săpunuri din această gamă sau mă rog, erau care se cam topeau când le foloseai. Un șampon de la Ahava cu apă din Marea Moartă, 40 de mililitri, nu mi s-a părut ceva deosebit la el, deci nu o să fiu curioasă să cumpăr o cantitate mai mare. Vreau să vă arăt acest gel de curățare a mâinilor de la Sephora, acesta este cu cocos, mi-a plăcut foarte mult, nu avea un miros puternic de cocos, mie nu-mi place mirosul puternic de cocos în produse, dar mi-a plăcut, a fost delicat și chiar nu a uscat mâinile, vreau să vi le arăt ele într-o cantitate micuță de 30 de ml și e perfect pentru ținut în geantă, tot calendar advent. Apoi, un produs tot de la Sephora, adică, mă rog, achiziționat din Sephora, este acest ulei pentru față de la Augustinus Bader. Are recipientul acesta din sticluță și vine cu o pompiță din aceasta tot de sticlă. Este un ulei pentru față pe care eu îl foloseam de obicei seara, înainte de culcare. Dacă puneți o cantitate rezonabilă, nu lasă pielea uleioasă și intră destul de bine în piele, dar are un miros puternic de plante. Dacă nu vă place aceasta, da, nu este chiar plăcută experiența, dar mie mi-a plăcut acest ulei. Încă îl mai am în câteva exemplare pentru că l-am luat, a fost și în calendar advent la Sephora, dar și în ceva boxuri din acestea, gen beauty boxuri. Și atunci el are un preț foarte, adică are un preț ridicat, are un preț mai mare. Dacă ar fi să-l cumpăr așa doar pe el, nu aș da banii aceștia. Dar în conținutul unor calendare advent sau beauty boxuri merită să-l aveți. Apoi un ser pentru față este acesta cu ceramide de la Revuel și acesta vine tot la fel într-o sticlă cu pompiță și acesta mi-a plăcut. Momentan am alte serumuri și le voi încerca să le folosesc pe acelea. Apoi de la Estée Lauder am trei recipiente din acestea micuțe cu serumul acesta Advanced Night Repair. Bine, el poate fi folosit și pe timpul zilei, nu doar noaptea. Dacă aveți chef în timpul zilei, puteți să dați un strat pe ten. Le-am folosit, încă mai am, tot la fel, calendar advent, seturi de pe la... Le-am primit și pe la cumpărături, diverse cumpărături. Da, e un ser ok, nu știu ce să zic, nu pot să zic că văd așa ceva minuni după ce îl folosesc. Îmi place, îl folosesc, dar nu pot să zic neapărat că este wow, unul dintre produsele mele preferate. Le folosesc pentru că am foarte multe și atunci le folosesc. Dar ce să vă zic, mai mult îmi place acesta, am două recipiente de la Lancôme Genifique. Acestea vin, deci acestea de la Estée Lauder în formatul acesta micuț, pe care l-am, vin așa, fără pompiță,
Sunt destul de micuțe, au 7 ml, dacă nu mă înșel. Sunt fabricate în state. Da. Iar acestea de la Lancôme îmi plac pentru că vin și cu pompița aceasta și atunci e mai ușor de scos produsul și sincer îmi place mai mult serumul acesta de la Lancôme. Și o să le mai vedeți la mine și pe acesta de la Estée Lauder și de la Lancôme pentru că am destule. Tot de la Lancôme am așa această cremă pentru ochi din gama Genifique. Mi-a plăcut, dar este la 5 ml, am folosit-o, dar o cremă ok, ce să zic, nu extraordinar, dar bună, mi-a plăcut, ce să mai, nu mi-a displăcut, am folosit-o cu plăcere. O altă cremă de la Estée Lauder, Revitalizing Supreme Plus, aceasta a fost tot la fel într-o cantitate din aceasta micuță. Textura mi-a plăcut, dar nu prea mi-a plăcut mirosul. Sinceră să fiu, mi se părea că mirosul se duce undeva către o cremă din aceea de epilat și nu mi-a plăcut. Ce să zic, nu știu, mai am recipiente din gama aceasta, din crema aceasta și să vedem dacă vor mirosi la fel. Nu știu ce să zic. Ideea este că, acum să nu vă gândiți că mirosea chiar a cremă pentru epilat, dar avea așa un ușor iz care m-a dus cu gândul în acea zonă. Apoi, o cremă pentru noapte de la Clinique Smart Night. A fost ok, dar nu ceva notabil. Mi-a plăcut, am folosit-o. O cremă de zi care mi-a plăcut foarte mult este aceasta de la Charlotte Tilbury, Magic Cream, la 15 ml. Eu am avut-o dintr-o cutie din aceasta cu mai multe produse, din mai multe categorii și branduri de la Sephora. Asta chiar mi-a plăcut foarte mult, o foloseam de obicei dimineața și chiar intra repede în piele, chiar hidratantă. Mi-am simțit pielea hidratată cu aceasta și mai am încă un recipient pentru că a fost într-o cutie de la Sephora care mi-a plăcut foarte mult, cu niște produse foarte interesante și mi-am cumpărat apoi încă o cutie. Pentru că produsele merită foarte mult să le ai, sunt produse foarte bune și prețul cutiei chiar a meritat. Apoi, o altă cremă care îmi place foarte mult de față și pe care cred că o să o vedeți cam tot timpul, vară, iarnă, la mine nu contează pentru că este o cremă hidratantă care este foarte bună și nu lasă pielea lipicioasă, este aceasta de la Kiehl's Ultra Facial Cream, aceasta e de 28 de mililitri și chiar o recomand. Cred că este foarte bună și pentru un ten sensibil pentru că nu lasă pielea nici lipicioasă, nu se absorbe foarte repede în piele, are o textură foarte delicată și chiar nici nu trebuie să folosiți foarte multă cantitate, dar dacă o folosiți atât pe ten cât și pe decolteu, este o experiență plăcută. Și tot de la Kiehl's am o mini cremă din aceasta infuzată cu serum de gălbenele, foarte drăguță și aceasta, este foarte delicată. Intră foarte repede în piele și chiar are și un ușor parfum foarte delicat. Și cred că este ultimul produs de la Kiehl's pe care... A, nu, nu este ultimul. Deci tot de la Kiehl's am așa un balsam pentru păr cu aminoacizi. L-am folosit, miroase, este cu uleiuri de cocos și de jojoba, miroase destul a cocos, astfel încât să nu fie neapărat preferatul meu și e un balsam de păr, nu mi se pare că este ceva wow. Apoi, o cremă pentru mâini din aceasta cu salvie, tot de la Kiehl's, 30 de mililitri, aceasta îmi place, dar miroase destul de puternic a plante și așa duce în zona de farmacie, de medicament, dar mie mi-a plăcut și chiar este o cremă densă, este foarte bună pentru perioada aceasta când este frig și pielea mâinilor se crapă mai ușor. Tot de la Kiehl's și este, cred că, ultimul produs de la Kiehl's pe care l-am aici. Este acest balsam de buze, 15 ml. Este faimosul lor balsam pentru buze. Eu l-am mai avut și încă îl mai am tot la fel, că
l-am din calendar advent, dar nu cred că l-am folosit niciodată până la sfârșit. Cantitatea mi se pare una foarte mare, el este destul de uleios și ai așa impresia că te dai cu vaselină pe buze. Mă rog, cui îi place senzația e ok, dar nu e neapărat preferatul meu, dar e tot timpul prezent în calendarele advent, această variantă a acestui balsam. Doar că acesta cred că l-am folosit doar cam jumătate, să zicem, dar a dezvoltat un miros oribil, groaznic, miroase a rânced și nu este deschis de un an, adică el are valabilitate 24 de luni, dar ăsta e oribil, nu mai am zis că l-arunc, că nu mă mai pot da cu așa ceva, plus că mai am o grămadă, așa că n-are sens să mă chinui aiurea. De la Biotherm, o cremă pentru noapte, Aquasors, mi-a plăcut, chiar vă recomand, aceasta a fost la 20 de mililitri și chiar foarte bună. Un gel de curățare a feței de la Elemis, anti-aging cu procolagen și ceva extracte marine și acesta mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte delicat. Și spuneam că mai am încă un produs de la Kiehl's și acesta chiar este ultimul. Este acest concentrat pentru noapte, pentru față. Este în recipient de sticlă și cu pompiță de sticlă și pe acesta vi-l recomand, este foarte bun, vine la 15 ml, dar durează destul de mult să-l folosiți, nu trebuie o cantitate mare, miroase destul de plăcut și nu lasă fața lipicioasă, dacă pui evident cât îți trebuie ție pentru fața ta și dacă îl masezi bine pe ten. De la Clinique am o cremă care mi-a plăcut foarte mult, 100 de ore de hidratare, foarte, foarte mult. Este atât de delicată, este cu o tehnologie de bioferment de aloe vera, zic ei aici pe ambalaj, dar foarte mult mi-a plăcut. Deci are o textură așa de plăcută, a fost o plăcere să o folosesc. Tot de la Clinique am și acest lichid de curățare a feței, mi-a plăcut. Tot de curățare a feței am și de la Avant, cu ceva acțiune purificatoare și antioxidantă. Apoi un polish pentru față de la Espa, destul de delicat și mi-a plăcut, adică nu era foarte, foarte abraziv, mi-a plăcut. Tot un gel de curățare a feței de la Nuxe din gama Aquabella, acesta era mic, cu microparticule exfoliante, foarte, foarte mici, aproape că nu exfoliau deloc de fapt. De la Nuxe am acest gel de curățare, acesta mi-a plăcut, aveam impresia așa că parcă mă spăl cu ceva, cu miere pentru piele uscată și sensibilă, mă rog, foarte, foarte bun. Apoi am o cremă pentru ochi de la Tomorrow Labs, l-am avut într-un calendar mai vechi de la Douglas și l-arunc pentru că l-am de ceva vreme și nu îl mai folosesc. O cremă pentru ochi de la HC, este un produs corean care mi-a plăcut foarte mult, îl mai am în produs încă neînceput. Pe acesta nu l-am terminat, cred că mai am puțin, are 10 ml în total, doar că l-am de destul de multă vreme și am atât de multe produse pentru ochi, încât pentru zona ochilor, încât n-are sens să-l mai folosesc pe acesta. Apoi un produs care nu mi se pare că a făcut absolut nimic, este acesta de la Dr. Barbara Sturm, care sunt, mă rog, sunt niște și produse foarte scumpe. Acesta tot dintr-un calendar advent, Glow Drops, el vine într-un recipient, dar din acesta foarte micus, că după cum vedeți nici n-a ieșit tot produsul, cu o pompiță, mă rog, drăguț, așa ca și experiență de dat pe față, dar nimic extraordinar. O cremă foarte, foarte bună care mi-a plăcut de la Nuxe, Nuxurians Ultra. Foarte mult mi-a plăcut-o, la fel intra foarte bine în piele și foarte reconfortantă. Un produs, tot calendar advent, de la Yves Saint Laurent, Pure Shots, pentru noapte, un serum pentru noapte, care vine și în acest recipient cu pompiță. Foarte mult mi-a plăcut și mi-am cumpărat, au avut cei de la Sephora niște reduceri la un moment dat la produsele Yves Saint Laurent și mi l-am cumpărat în full size pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și mai am un mini gel de duș de la Yves Rocher cu Juicy Berries, care mi-a plăcut, tot la fel calendar advent. O mini apă tonică de la Pixi, Glow Tonic
cu rol de exfoliere care mi-a plăcut, dar nu mi se pare că a avut cine știe ce mare efect. Și încă un gel pentru curățare de la Yves Rocher. Acesta mi-a plăcut, a fost foarte drăguț. Dragilor, acestea au fost produsele de îngrijire personală pe care le-am terminat în ultima perioadă. V-am zis, sunt începute simultan acum ceva vreme toate. Eu vă mulțumesc dacă m-ați urmărit. Vă aștept să vă abonați dacă vă place ceea ce prezint. Vă aștept cu un subscribe, cu un like sau cu un share, cum doriți, și vă mulțumesc dinainte. Până data viitoare, la următorul clip, vă doresc o zi minunată, vă mulțumesc că mă urmăriți și toate cele bune! Pa, pa!